Niciun cadou nu este mai valoros decât cel pe care îl realizați cu propriile mâini, iar următoarea noastră invitată face adevărate minuni și ne va învăța și pe noi. Alături de mine este Rodica Lesnic, o meșteriță handmade care croșetează mărțișoare în formă de păpuși. Bine ați venit acasă! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație! Mărțișoare în formă de păpuși. Pentru mine, eu percep cumva mărțișorul, culoare albă, roșie, un fir alb, un roșu și ceva câte floricic, dar să faci o dită mai păpușă mărțișor, asta e destul de complicat. Spuneți-ne cum a început relația dumneavoastră cu mărțișoarele, ce reprezintă pentru dumneavoastră acest simbol? Simbolul mărțișorului, desigur, pentru mine reprezintă o mare importanță, fiindcă este simbolul anumei țării noastre, Republicii Moldova, care... Deci de aceea am hotărât, deci am început cu păpușile, fac păpuși, croșetez și m-am inspirat din internet, de la o doamnă care făcea broșe, păpușele, dar le cosea, nu le croșeta. Și m-am gândit eu așa, de ce să nu încerc o păpușică micuță, chiar și am făcut o schiță, cum prima schiță, iată, am adus-o cum trebuia așa ea să fie, schiță, așa da? Arată o schiță, care... și după schiță am și croșetat-o. Am înțeles. Povestiți-ne mai multe despre materialele pe care le folosiți, dar și despre modele. Văd aici un coș plin cu păpuși, cu ursuleți. Plin cu păpușiele. Modelele sunt după cerințele fietelor pe care le comandă pentru copilașii lor, chiar pentru sini, pentru mături. De exemplu, dacă fetița este cu părul blond, faceți-mi una cu părul blond, cu cosițe. De exemplu, pentru învățători, iată așa o păpușică care... Da. Chiar seamănă cu o profesoară. Cu o profesoară, da, seamănă, iată așa, cu ochelari, o profesoară cu ochelari, care poartă mai în vârstă, poartă ochelari și vă rog frumos, faceți și ochelari. Deci, cu alte cuvinte, ar putea, de exemplu, clientul să vă expedieze chiar și poza persoanei și puteți să o adaptați. Chiar și poza persoanei și păpușele fac după poza persoanei, după poza fetițelor. Mă ajută foarte mult cerințele persoanelor, fiindcă îmi spun, hai să încercăm așa, hai să încercăm așa. Știți, dar de când ați început, de când a apărut pasiunea asta? Adică de când folosiți instrumentele astea? A început pasiunea de când am ieșit, desigur, în concediu de maternitate. Noroc de concediile astea de maternitate, femeile își mai redescoperă niște laturi artistice și se reprofilează. Și neavând ce face, cred că, fiindcă stând acasă cu copilașul, când mai doarme, când mai trebuie ceva să... Cât de ușor faceți rost de materialele pe care le folosiți? Materialele... foarte ușor, fiindcă acum se vând toate materialele în magazine și tot este binevenit. Adică dar fiecare... totodată aceste materiale și au și un preț destul costă, de... Da, de aceea știți... lucrul realizat manual la final poate să aibă un preț un pic mai mare. Da, dar un totuși pic mai mare muncă. Și lucru, munca este destul de măruntă cu care, de exemplu, într-o zi eu pot să fac un mărțișor sau maximum două dacă stau. Wow. Dacă deci... stau și lucrez la el mult timp, ore în șir. Da, într-adevăr, sunt mărțișoare făcute de mână, nu de roboți, câte un mărțișor pe zi, asta da muncă, într-adevăr. Presupun că perioada de primăvară este acel segment de timp în care lucrările dumneavoastră sunt cel mai des întrebate. Da, pot spun perioada primăvară-vară când la fiecare zi de naștere eu, nu știu, botez cu metrie, fiecare vrea să cumpere ceva individual. Și anume la mărțișoare ceva, mă refeream. Dumneavoastră, să înțeleg, pe parcursul anului faceți mai multe mărțișoare? Nu am făcut mai multe mărțișoare. Anul trecut eu le-am inventat mărțișoarele astea și au făcut
furor printre cumpărători, printre fete care foarte mult apreciază lumea, eu cred că la noi e anume lucrul manual. Totodată vreau să mă întreb și despre preț. Trebuie să știe lumea cât costă o păpușică mărțișor, iată, ca și cea pe care o aveți, de exemplu, în piept. Aceasta în piept, de exemplu, costă 130 de lei. Aceasta este prețul maxim la mărțișoare. De exemplu, iată mărțișoare pentru băiței. Am. Așa costă 60-70 de lei. Băieții nu vor să umble cu păpuși în piept, știm noi asta. Da, iată, de exemplu, sunt băieții care umblă. De ce nu? Am făcut păpușică fetiță și mi-a sugerat o doamnă, eu am băiețel, dar și eu personal tot am băiețel. Și mi-a fost interesant să fac o păpușică și pentru băieței. Extraordinar. Este foarte solicitată. Eu văd aici o lucrare care v-a luat ceva timp, dar totodată este una impresionantă. Ca să înveți o astfel de tehnică, să poți crea pe final o astfel de păpușă, cam cât timp vă ia? Adică până înveți să folosești acest cârlig, să faci astfel de ornamente, dar și un corp, cap, păr, într-adevăr. Da, este destul de mult timp, ia și lucrul zi de zi. Fiindcă cu cât mai mult timp faci, cu cât mai mult timp, cu atât mai bine și mai perfect se primește. De exemplu, această păpușică este făcută cu 2 ani în urmă. Eu am păpușele acum foarte frumoase, mai frumoase decât ce am adus în studio. Dar unde eu, poate simplu, fi mai frumos? Pur și simplu nu am acasă, fiindcă eu numai o fac și ea pleacă. Înțeles. De obicei, lumea cum vă abordează? Pe rețelele sociale, presupun? Sau aveți clienți deja permanenți? Am și clienți permanenți, dar fiecare din gură în gură, din om în om și este apreciat și acum moldovenii nu sunt scumpi la complimente, diferite complimente foarte plăcute pentru mine, care îmi dă stimul și... Mai sunt și cei din diasporă care mereu au așa o relație, o conexiune cu mărțișoarele, cu produsele handmade din Moldova. Da, chiar anul trecut am trimis vreo 20 de mărțișoare în Anglia. Wow! Da. Extraordinar. Mai participați cumva sau vă implicați la târgurile astea care se mai organizează? Nu prea particip, fiindcă nu am nimic, adică nu am lucrări multe adunate care pot să particip la târg. Ceea ce fac permanent merge spre vânzare. Adică așa. Deci nu aveți se stocuri, nu am se reține stocuri, nimic. Nu se reține și sunt lucruri care se fac foarte greu și ca să faci un lucru trebuie să ai plăcerea asta de a-l face. Dar și simplu timp, că trebuie presupun de făcut, că trebuie să ai și timp. Am o familie și am un băiețel în clasele primare care necesită atenție. Îmi dau seama, credeți-mă pe cuvânt, să-ți faci timp pentru astfel mult de plăcere. Iată, e un lux. Parcă pare o păpușică micuță sau aici, mă rog, o păpușă, dar timp e extraordinar de mult. Nu e doar o simplă păpușă, doamnelor și domnilor, credeți-mă, eu tată de fetiță fiind, am văzut multe păpuși la anime, asta chiar este una frumoasă din materiale naturale și este atât de drăgălașă. Noi vă mulțumim pentru prezență, dar și pentru tot ceea ce faceți, că îi fericiți cumva și pe copii, dar și pe cei plecați de acasă, confecționând astfel de opere de artă. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc mult pentru invitație, cu plăcere am să vin data viitoare.